Doamnelor și domnilor, rămânem în ambianța plăcută a Muzeului de Artă și iată ca invitat al emisiunii Interviu cu Flora Ordean, un romașcan de-a nostru, pe domnul Petru Frunză, care ne-a făcut o surpriză deosebită, aceea de a prezenta romanul în imagini, așa cum a fost și cum este astăzi. Bună ziua, domnule Frunză, și bine ați venit la Roman 24. De fapt, eu am venit aici la muzeu, în țările în care ați deschis o expoziție cu totul și cu totul deosebită. Este vorba de o expoziție de pictură, să precizăm acest lucru, realizată de dumneavoastră după ilustrate mai vechi și mai noi. Ilustrate, imagini de pe internet, Facebook, din ziare, fotografii proprii, unde am găsit. De câți ani pictați dumneavoastră, domnule Pândru? De, propriu zis, de 8 ani. De 8 ani, dar romanul de în ultimii 5 ani. Așa, ce v-a determinat să vă opriți asupra clădirilor din roman, pentru că prezența umană e mai puțin. Mai puțin, da. Le-am scos din imagine, din context. În primul rând, casa părintească, care era o casă cum construită la 1870. O să ne duceți dreptul ei. Noi acum ne aflăm în prima sală și aș vrea să îmi explicați un prim tablou, reprezintă lacul din parc. Lacul din parc cu construcțiile noi care sunt acum, adică masa și coloana infinitului al Brâncușul, într-o viziune fotografică luate de pe Facebook. Dar culorile sunt deosebite. Da, culorile sunt deosebite. Albastru. Da, asta e o parte și imaginea propriu-zisă era colorată, eu le-am accentuat puțin. De fapt, în toate tablourile o să observați că culorile le-am dat tent acum am crezut eu de cuvință. Când mai vechi, cât mai colorate, când mai... De ce lipsește, de exemplu, în acest tablou, de ce lipsește omul? Mai în toate tablourile omul lipsește, pentru că omul, în general, și face, dar și distruge. Este greu de realizat? Și nu. Și omul creează, dar cu aceeași tenacitate și distruge. Și prea puțin am oameni în... Iată aici o surpriză. Este vorba de podul de peste Moldova. Moldova, dar în care zonă? E zona dinspre Vali, cum s-ar spune, în partea de stânga. La Horia? Da, cum o iei înspre Horia. Așa, și era toamnă? Era toamnă și era după o inundație când s-a adunat multe gunoi, vreascuri și e zona copilării. Nu exista zi din lună sau din an în care să nu fiu prezent. Ne apropiem aici de un alt tablou, iată strada Anton Pan, da. După o ilustrată de la 1970, o scurtă perioadă de timp, am locuit și în Anton Pan. Apăruseră deja blocurile. Da, blocurile erau ridicate, bufetul vechi care acum este altul, este etajat, este reclădit. Da, fără să facem reclamă, acolo este un restaurant. Da, un restaurant, da. Ne întoarcem din nou și vedem aici iarăși la podul de fier. Podul de fier, da, podul de fier. Am ținut tare mult să imortalizez toate podurile, că între cele, între podurile astea mi-am petrecut, știu eu, 10-15 ani din copilărie. Unde mergeam la fotbal, la plajă, la jocuri, cu toți prietenii, cu vecinii care eram în...
Avem aici un tablou care reprezintă una din clădirile emblematice ale Romanului. Vorbim aici despre Hala Veche. Hala Veche. Văd aici că nu are culoarea aceea pe care o are astăzi, nu, i-am de roșu, dat, ocru, deci da, de galben. De ce schimba culoarea? Așa a fost viziunea mea, că fotografia am realizat-o singur. Deci n-ați pictat-o la fața locului? Nu, 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 nu. Eu fotografiez și cam în tinerețe am făcut și fotografii la Casa de Cultură. Uh-huh. Și știu să fotografiez și știu să... Asta a fost viziunea mea, că n-am vrut să o fac chiar roșie cum este și... De ce părut... v-ați ferit de roșie? Nu, nu m-am ferit, propriu-zis. De care am propriu-zis. Da, da. Avem alături acolo câteva blocuri, de unde sunt? Bulevardul, intrarea în oraș, Bulevardul 23 August. Acum ai spune Romanușat. Romanușat, da. Am fost 23 August, cum era, în o imagine din 1970. Unde se vede și fostul hotel Dacia, care era picolț, care după aia s-a demolat și blocul care a fost... A fost asolat într-o școală profesională. Școală profesională și după aia demolat și blocul care a fost reconstruit, întărit. Iată aici un tablou ceva mai nou, pentru că e vorba de acea statuie a lui Ștefan. Da. Vorbiți-ne un pic de ea. Statuia este emblematică, să spunem, pentru intrarea în Roman și dicton care este jos mi-a plăcut și am spus... Eu nu văd bine de aici. Magnus Stephanus Sanctus, defensor Europei. Marele Ștefan, cel sfânt, apărătorul Europei. Da. Deasupra lui avem un alt tablou, dacă nu mă înșel, hidrocentrala 2. Da, da, centrala. Am ținut, tot după o fotografie de-a mea, am ținut s-o, ca un epilog la podurile Moldovei. E creație nouă și sper să dăinui... Ca și construcție. Ca și construcție. Și sper să dăinui și să fie de folos comunității. Reveniți alături cu un peisaj general la aceeași statuie a lui Ștefan, dar în spate nu mai apare vegetația asta, ci apar blocurile. Da, da. Nu, vegetația, propriu-zis, așa ar trebui să fie acum. În partea asta s-ar vedea. Intrarea înspre piață și intrarea înspre hotel e tot după o imagine, nu știu, găsit într-un pliant, nu știu unde, că pe unde găsesc câte o imagine oricât de mică, caut să o... Așa, sus revenim din nou la... Podul vechi, care e actual, poduri. Nu mai este. Aveți o pasiune pentru poduri? Nu, dar v-am spus că odată ce era pe malul Moldovii... Și aici ați revenit și la... Aici și culoarea impresionează. I-a stat tenta aceasta de vechime, intenționat. Intenționat, da. O să observați mai multe tablouri care sunt făcute în nuanțe de sepia. Care dă tenta de vechime, de vechime, da. Da. Ne apropiem aici de un loc... Actual la clădirea telefonilor. Poștii, telefonilor. A telefonilor, da. Da. Că dacă am și clădirea veche a telefonilor, am spus să o imortalizez și clădirea nouă, da, cât ar să reziste. Și asta poate, cine știe, peste 50 de ani nu are să mai fie și atunci... Ei, să sperăm că e bine construită, asta e solid, da, construită. Da, nu se... Spuneți-mi alături ce repede, un peisaj, cam rare peisaj. E un peisaj din noapte, peste un apus, cum să spun eu așa, peste creștinătate. Cam așa este văzută imaginea. Episcopia, precista și toate bisericuțele care sunt la intrare. Mi-a plăcut imaginea și... Iar alături avem un peisaj pe malul Sinaiului. Malul Moldovei. Malul Moldovei, de pe podul actual, cum privim înspre Ion Creangă.
sau în Cotovameș, să spunem. În, era tot un peisaj de vară. E naval, da. Naval. O să rog pe Mircea, colegul meu, să ne mutăm cu imaginile în colțul acesta al camerei și să ne explicați cele două tablouri. Da, aici am ținut să imortalizez insula care, datorită construirii barajului, a trebuit să fie eradicată și a dispărut. Să dispară, da? Da, să adunau pescari și pescuiau tot timpul acolo și acum mai sunt, dar mai puțin. Iar sus este o vedere a părții drepte a romanului, cu moara lui Tăutu, cu biserica cea nouă catolică și cu construcțiile care sunt aferente. Ne ducem mai departe, la Casa Sfântână, este iar de dată recent această clădire. Da, da, am realizat lucrarea asta pentru că clădirea actuală acum, care știm... Este un restaurant acum. Da, are cu tot o altă nuanță și am ținut să arăt cum arăta înainte, tot prin anii 70, abia se construiseră și blocurile. Mai sus acolo aveți imaginea hotelului și cu acel ultim parculeț realizat, că acum s-a mai schimbat. Da. Era o altă fântână, dar pe aia nu o văd nicăieri. Ba da, o aveți și aia, da? O aveți da. Și aia. Piramidele lui Cărcușor. Da, da, da. Hotelul, de fapt, sincer, care vă place mai mult? Ce a reușit din ultima construcție sau cealaltă a lui Cărcușor? Sunt plăcute amândouă. Cea lui domnului Cărcușor nu prea era întreținută. Să spunem, asta e mai ușor de întreținut. I-a mai plantat și niște spoturi în podele. Și e un loc de agrement destul de plăcut. Dar eu am ținut să imortalizez hotelul la 40 de ani după că l-am și aici, în 1970, după ce a fost renovat. Și are o haină nouă, să-i spunem. Aici încerc să recunosc clădirea, e cumva Casa Romașcană? Nu este Casa Romașcană, este actualul restaurant Boemia, din spatele băncii comerciale. Și aici am făcut o duplicitate. Aveam două imagini, imaginea veche și imaginea nouă și am spus să fac un duo cu imaginea veche și cu imaginea nouă, cam cum, adică cum era în trecut și cum este acum. Spuneți-mi cât de ușor pictați dumneavoastră, pentru că aici aveți expuție 137. În cât timp le-ați realizat astea? Dacă ar fi să iau ca timp efectiv de muncă la un tablou de ăsta, pot să spun că mi-a 5-6 ori, 8 ori, dar normal vin mai multe straturi suprapuse. Ele sunt pictate pe pânză sau? Pe carton pânzat. Pe carton pânzat. Carton pânzat, da. Există în comerț, din comunitatea europeană și normal, o mână, două, un strat, două, trebuie să dai ca să acoperi fundalul și după aia... Ne apropiem aici de o altă clădire, unde suntem, în pietonal sau unde în suntem? Pietonal, dar e o perspectivă de pe Casa de Cultură în care este policlinica veche, care acum ai să spune policlinica Medirom și cu acoperișul de la Roma Bodă. Așa, și sunt o serie de cabinete ale medicilor. Da, cabinete și... Revenim la hotel, din altă perspectivă, da. Aici, înainte de a fi renovat? Da, da, e în 1970. Și sus?
Sus e centru nou de panificație care a, la piața acolo, la piața, la, da. La piață, un centru de panificație. La piață. Iată aici o clădire deosebit de valoroasă, vorbim de Muzeul de Istorie. Nu, e Banca Comercială. A, Banca Comercială, da, din Banca Comercială. Cu... Iar clădire monumentală. Da, și acolo. Cu blocul albastru, cum îi se spune în limbaj neauș romașcan. Bun, dar aici tot, pentru că ele nu sunt alăturate, aceste două clădiri, în realitate, le-ați... Care că... Tehnica. Blocul albastru, nu? Păi nu, e în spate. E în spate. Vedeți când se observă colțul blocului albastru, da. Că este înfundat. Ei, și aici, acea piramidă de la intrarea din oraș, da, care, o construcție care tu găsești nici acum, după anii... Care promitea să fie un centru McDonald's, după cât am auzit, și acum stagnează, dar mare lucru. Eu locuind în zonă și trecând zilnic pe acolo, am spus că merită să o localizez. Bun, dar mirarea mea dintotdeauna este că, așa cum sunt romașcanii, n-aș putea să spun, dar nu s-au găsit bandani care să spargă ochiurile acelea. Nu, sunt vreo două sparte deja. Sunt vreo două sparte. Sunt, mulți știu. Care locuiesc prin zonă și... O să ne mutăm din nou în alt colț al... pentru a surprinde alte imagini. Ne apropiem aici de o clădire care a căutat recent haine noi. Haine noi, da. Are haine noi, poate o să merite o pictură, așa cum arată. Ba, sigur, eu că așa cum arată acum, mai ales în am văzut, ori. Am observat pe Facebook. Este cu totul și, dar e liceu unde am învățat eu. Și eu am învățat aici. Și dacă am pictat liceul Roman Vodă 1, a meritat și Roman Vodă 2. De fapt, le-am cum este plasat. Asta e casa, asta e casa Canta, Palatul Cantacuzino. Cantacuzino, da. Palatul Cantacuzino merită și asta e, e un fel de colț al inteligenței, să spunem, toate tablourile care sunt aici. Bun, nu v-a scăpat ochiului dumneavoastră de artist, deși dumneavoastră a spus că nu sunteți profesionist, sunteți artist amator, nu v-a scăpat nici Villa Poca și o altă bijuterie arhitectonică. Da, dar nu putea să lipsească, că este o clădire veche și foarte frumoasă și este realizată după o poză făcută de mine. Și deasupra ei... Casa Roiu. Casa Roiu sau Muzeul de Artă în care ne aflăm. Clădirea în care ne aflăm. E, aici o altă clădire dragă romașcanilor, e vorba de biblioteca municipală. Când este pictată? Înainte de renovare sau acum? Da, înainte, nu. Probabil și clădirea care este acum are să merite un alt tablou, mai ales că am văzut niște imagini foarte frumoase de noapte luminată. Iată aici trei clădiri foarte importante, Roman Vodă, dar văzut din perspectiva aceasta din fața fântânii, da. Cu fântâna arteziană în fața clădirii Roman Vodă. După aia, văd că aveți o pasiune pentru fântânile arteziene. Fântână arteziană cu, având în spate, Casa de Cultură. Casa de Cultură, da, și asta e o imagine veche, realizată, cum și școala de muzică Celi Bidachi, tot... Bine că ați apucat să o faceți. Să o imortalizez, da. Da, că nu se știe cât mai stă în picioare. E tot, după fotografii proprii. Deci la un prim cutremur se poate prăbuși. Da. Și iată, din nou, în spate acolo aveam Palatul Administrativ, nu? Da, primăria. Primăria cu aceeași fântână arteziană. Dar era funcțională fântâna arteziană? Da, da. Când ați făcut-o dumneavoastră, acum nu mai este. Acum nu mai este, da. Imaginea e tot de prin 1970. Aici un alt tablou, vă rog să mi-l explicați. Este intrarea în Roman dinspre podul Bacău,
cu blocurile în peisaj de iarnă, iar aici e un peisaj, cum se vede malul Moldovei, cum era în 1980, când nu exista Cafla, nu exista, era câmpul gol. Și este cam printre singurile tablouri cu prezență umană. Cine e doamna din... Doamna e doamna mea. E soția dumneavoastră. Da. De ce ați simțit aici prezența să introduceți personajul uman? Acolo și o ființă atât de apropiată. Da. Spre deosebire de celelalte care... De celelalte... În primul rând că este doamna mea și în primul rând că mi-a plăcut poza în sine și rochea cu culoarea respectivă și era puțin în contrast cu... Spuneți-mi, domnul Frunză, de ce lucrați numai după fotografii și nu lucrați așa cum fac pictorii obișnuiți, cu șebaletul în față și cu peisajul? Lucrez și așa, dar am alte tablouri, am încă vreo 70-80 de tablouri în care am peisaje, flori, portrete și lucrări de ale mele, care sunt concepute și alea le lucrez normal. Astea, ținând că e romanul, astea se lucrează la linii. Iată-ne, domnule Frunză, în cea de-a doua sală, în colțul acesta dedicat ctitoriilor bisericești din orașul roman. Aș vrea să luăm tablou cu tablou și să ni le explicați. Aici suntem la intrarea în Arhiepiscopie, nu? Da, cu turnul Episcopiei. De ce iarăși culoarea asta de sepia? M-am spus că se potrivește și imaginea, este veche, imaginea propriu-zisă. Este veche și am spus că îi se potrivește tenta de sepii, cu toate că acum timpul a trecut și iar rezistă, dar au dispărut toate construcțiile astea de stânga-dreapta, stâlpii de iluminat din lemn. Mai sus însă se află o biserică vecină, vorbim de Precista mică. Iată că ați revenit aici la culoare. De ce aici acoperișul este în verde spre albastru? Normal, după tabla care capătă sensul ăsta și am vrut să-i dau o tentă mai vie, să spun așa, ca să nu fie toate observat și biserica din cimitir, e la fel. Și episcopia, văd. Și episcopia, am făcut-o chiar numai pe verde, toată. De ce episcopia numai în verde? Imaginea era sugerat ceva în sensul ăsta și am spus că să merg pe ideea asta, că mi-a plăcut. Nu uitați că mă cheamă Frunză. Așa. Și eu sunt cu verdele. Reveniți la culoarea sepia, la în cimitir. În cimitir, da. Este vorba de această clopotniță. Așa. Și ne mutăm din nou pe peretele acesta, revenim la case și așezări. Vă rog să mi le explicați. Acolo în colț ce avem? Sunt setul de vile, vile Moșinski, care se aproape de aici. Lângă școala numărul 1, da. Da, așa, am vrut să-l imortalizez. Aici e în petonal, cu precista mică, cu imagini. Casa veche a lui Ion Ionescu de la Brad, care acum nu mai este o altă construcție. Care pe unde am copilărit, am prins-o casa, dar era mic. Și aici e acea grădiniță. Grădiniță de alături de ea, unde de fapt am și frecventat grădinița. Aici chiar nu recunosc ce clădire e. E clădirea de la Doi Măgari, unde este magazinul Olaru. E chiar și casa Vidirișanu, da? Vidirișanu, acum domnul Vidirișanu stă acolo și am locuit și un amic de-a meu, Radu Ionescu. Așa, aici avem o clădire, spitalul vechi, nu? Da, spitalul vechi, care am
surprins o parte și cred că colarea îi se potrivește. Și iată aici în starea care arată acum. Și o altă clădire monument, e vorba de Casa Veche, complet restaurată acum. Restaurată, da, și chiar restaurantă. La ora actuală a fost și jandarmerii și a avut mai multe funcționalități. Dar și chiar prețuire pentru cel investitor acolo care a refăcut-o și foarte frumos restaurată. Și jos? Jos e Ionescu, nu? E o clădire care actual nu mai este. Asta din dreapta, dar asta există? E ca nu mai există, nu totul. E actualul parc care este în spatele centrului. Acum este un parc cam neglijat și în spate se observă biserica armenească ca să... Imediat după colț e Casa Cosmescu. Iată aici o altă clădire dispărută, noroc că ați localizat-o dumneavoastră, e centrala Ciupercă, așa zisă centrală. Ciupercă stau stelată. Când ați pictat-o? Ceva timp înainte de a fi demolată? Cred că cam în același timp. Cam în același timp când am văzut la o emisiune TV locală că este în plan de... A fi demolată? De a fi demolată și am căutat, am găsit imaginea și am spus s-o redat. A, deci n-ați pictat-o la fața locului? Nu, niciunul nu-i pictat la fața locului, nu. O să ne mutăm... Că nici mi-ar fi și foarte greu, că vedeți că sunt foarte multe detalii și... V-am spus că dau o paletă la cer, trebuie să dau 2-3 ori ca să prind culoarea și după aia să fac nori și tot vine suprapus. Ne mutăm în alt colț. Aici? Aici e un ansamblu de locuințe. Cam așa arătau locuințele în spatele intrării în Ștefan cel Mare, unde era găzăria, celebra găzărie de la intrarea în Roman. Erau mai multe locuințe aici, unde locuiau preponderent evrei. Când au plecat evreii, s-au mutat. Așa, ne ducem deasupra la o clădire, iarăși restaurată recent, e vorba de Casa Căsătoriilor. Da, Casa Căsătoriilor, unde, în mod normal, și eu am oficiat căsătoria la vremea respectivă. Este un monument bine întreținut acesta, da. Nu este în pericol. Da, și e așezat foarte bine. Iar jos avem cercul militar, dar ce apare nou la acest cerc militar? Apar niște construcții în față. Stâlpii care avea ca poartă. Acum noi suntem. Nici clădirea nu mai este. Cum? Clădirea, nu-i vorba de cercul militar care se găsește pe Ștefan cel Mare? Nu. Lângă clădirea se găsea lângă actualul centru de stomatologie, de lângă policlinic. Chiar nu-mi dau seama despre ce clădire e vorba. Aici avem iar școala, o clădire dispărută, școala evreiască. Școala evreiască sau școala 4, unde e... Aici vorba de o neglijență criminală. Unde am învățat eu 8 clase. Așa, și o neglijență criminală a fost lăsată să se deterioreze până au dărâmat-o. Au dărâmat-o, da. Așa. Au rupt ea ca precum câinii. Sus o clădire? Nu știu despre ce. Spitalul militar, îi lipsește eticheta sau Casa Sturza. Spitalul militar unde... Da, a fost un spital militar, tot nu, prin... Nu mai este clădirea, nu? Nu mai este, nu, e demolată și această clădire. Și cei pe locul ei, cei... Au construit blocuri, ca de obicei, dar știți cum... Care au fost... Alte două tablouri, școala numărul 2, ea, actualul club al copiilor, ea este refăcută, clădirea. Da. Asta școala am, o parte din clădiri am ținut să le pictez pentru că într-un fel au făcut parte din viața mea. Aici a învățat soția mea, a predat. Vorbim mai jos de fabrica de confecții, Romero. Dărâmată, nu? Da, dărâmată, nu mai este.
Deci Romeo, nu mai este, era pe drumul, pe strada Nicolae Băcescu, cum mergeai spre da, fabrica. Da, 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 Romeo, Romeo, știu, da. Fostă Romeo. Iată aici alte două, alte patru tablouri, aș vrea să mi le explicați. Aici jos e casa Regler. Acolo deocamdată are funcționalitate birouri din Spitalul Vechi, care eu i-am dat o imagine care am tinerit-o. Actual nu arată, nu arată în, așa. Da, da, este prins într-un proiect de reabilitare și ea. S-ar putea poate să fie, că este da, o casă foarte frumoasă și poziționată bine. Așa și deasupra e Biserica Sfinții Voievozi, care și ea acum și-a schimbat decorul exterior. Știți că este copacul care era vechi și era măcinat, a fost tăiat și s-am amplasat o cruce donată de o familie. Și alături acolo sinagogă? Alături singura sinagogă care a mai rămas în... Dar erau mai multe? Da, o să vedeți de-a lungul că normal au fost mult mai mult în roman. Iar deasupra este o perspectivă înspre biserica armenească, fost armenească, hotel și telefoane. Ne uităm în alt colț al expoziției. Iată aici un alt monument, biserica armenească. Vorbiți-ne un pic despre ea. Are iarăși niște culori, așa, e pictată în amurg, da, nu? Da, asta e, v-am spus că toate culorile depind de, mă rog, simțul creatorului. A avut la un moment dat tenta asta, acum nu mai are, că acum e remodelată, acum nu mai este, nu mai este armenească. Da, a rămas denumirea tot de armenească. Da, tot armenească, în argou romașcanilor. Alături... Biserica Catolică. Biserica Catolică, unde eu am... Una din ele, vorbim de cele pe una din ele, dacă mai sunt construcțiile noi. Aici a fost oficializată cununia mea. Și de asta, dar oricum... Este o clădire deosebită. Este o clădire deosebită și odată ce am pictat episcopia, trebuia și Biserica Catolică. Deasupra v-ați oprit asupra unui peisaj din cimitirul evreiesc. Intrarea, este intrarea în cimitirul. Un loc, din păcate, care degradează de la o etapă la alta. Da, e un păcat. Are monumente foarte frumoase. Foarte, foarte frumoase. Și unde eu, timp de vreo 2 ani, am frecventat, adică am scris plăci funerare. Am câștigat... Da, o să ajungem la partea materială, materială după aia da. Când ne-ați mărturisit. Partea materială. V-ați oprit aici la o ultimă biserică, această așa numită Biserica Copiilor, Biserica din Lemn. Din Lemn, da, de ceva la stadion. Ceva fascinat. De la stadion. Simplitatea și frumusețea ei, naturalețea ei. Merita și este aproape de locuința mea și am spus că trebuie să o imortalizez ca să... Trecem într-un alt colț, iarăși cu alte clădiri, sus iar o clădire care a dispărut. A dispărut. Despre ce e vorba? La momentul când eram eu mai tânăr, era barul Roșu și Negru. Pe Ștefan cel Mare, colț, în zona da, Unumai. Colț, în față era florării, după aia da, alții... Da, da. Era, aici a fost și o băcănie. Și o băcănie, alături era colțul galben. Da. Dedesubt? Dedesubt a fost la clădirea școlii numărul 9, care la fel a fost demolată. Era și vechi, era improprie și era vecin cu școala 4. Actual este tic-tac-ul. Așa. Mai avem sus acolo o clădire. Da, acolo este o clădire de... O clădire care o vedeam în fiecare zi când ieșeam din curte. În strada Sergeu Mușat era în intersecție cu Zicedava.
Ai interdit cu Suceava, da. Suceava, da. La ora actuală, acum e cam trecerea care o duce la Kaufland. Așa. Și jos o altă clădire? Jos o altă clădire care tot pe Suceava, colț cu Principatele Unite, moara cu noroc. A funcționat câțiva ani de zile, dar... Nu mai există clădire? Nu mai există, nu. Nu a fost demolat, dar... Mă rog, a avut multe povestioare. Aici clădirea aceasta? Clădirea asta este alături de clădirea poștii. Vedeți că aici am plasat lângă clădirea poștii și era fost un hotel central. Nu mai există clădire. Nu mai există, e demolat complet. Demolat. Demolat. Deasupra? Deasupra e... Casa Manolescu actual este grădiniță, pe timpuri era vechea clădire sperietoare a securității. Ah, asta clădire. Și aici municipalitatea a depus un proiect european, va fi un muzeu al personalităților romașcane acesta. Da, grădiniță și așa cred că e impropriu, cred că puțin copii... Nu, dar e afectată structura de existență. De... Iată aici poșta, iarăși mi se par culorile altele decât cele... Alte, da, dar nu, n-am, nu la toate clădirile am căutat să redau culorile inițiale. Am căutat să fie în concordanță și cu decorul și cu peisajul respectiv și de asta i-am dat... în tenta asta mai gălbui și nu roșcată cum este în realitate, da. În realitate. Ne apropiem de colțul muzeelor, sus da. Casa Fălcoianu, bijuterie arhitectonică, bine păstrată. Bine păstrată, da, au și fost renovată. Imaginea da, da, acum are iar ușoare sperințe din cauza acoperișului și a infiltrațiilor. Da. Și jos, muzeul iar mă surprind culorile la Casa Nevruții. Da, sunt puțin accentuate nuanțele, poate, v-am spus, asta e opțiunea celui care, când amestec culorile, eu deja hotărăsc ce nuanțe să dau. V-ați apropiat aici de o clădire aparținând pictorului Iliescu. Iliescu, da. Din păcate, clădirea arată mult mai bine în tabloul în tablou, decât în realitate. Decât în realitate, da. Poate într-un viitor ar să arate și clădirea bine, că merge. Alături este locuința doctorului Arbătescu, vila doctorului Arbătescu undeva în stânga. N-ați prins-o deloc. Nu vă fascinează clădirile noi, nu? Ba da, dar deocamdată mai am încă destul de clădiri vechi de realizat. Da, ne ducem la o nouă clădire. Nouă fosta... clădire o clădire foarte prost întreținută, aflată în stare de degradare, a din avut păcate. Multifuncționalități. Da, a fost școală comercială. Casa pionierilor. Casa pionierilor. Și acum e în așteptare. Acum este total părăsită dintr-o încăpățânare a Arhiepiscopiei armenești, care refuză să o dea la un preț rezonabil, preferă să se degradeze decât să o dea municipalității care a vrut să o cumpere. Da. Se poartă acum negocieri pentru închirierea ei și eventuala consolidare dacă ar merita. Ar merita. Da, dacă ar mai accepta să lase din preț, pentru că cer niște prețuri. Observați că copacii sunt mici, acum sunt dincolo de bălării, da. Deci imaginea e de la început. Și mi-a s-a surprins toate crenerurile astea, că vedeți acolo ele acum sunt stare avansate cât, de degradare. Cât de cât am căutat să redau arhitectura în măsura în care am reușit să o fac. Vedeți că sunt linii foarte... foarte subțiri, dar cât de cât mai la toate tablourile am încercat să mă apropii de arhitectura originală. Veniți la acele culori în sepia, haideți să luăm rând pe rând tablourile și să-mi explicați. Casa farmacistului Leoba, actual
un pub, da. Clădirea pe lângă care am trecut zilnic vreo 25 de ani, mergând la școală. Și trebuia să o imortalizez, casa mea era situată imediat după coboram și imediat la dreapta o luam și... În tabloul de deasupra? Tabloul de deasupra e o perspectivă din colțul blocului, care este pe la intrarea în oraș, Petru Mușat. Există clădirea? Clădirea nu mai există, nici strada toată strada nu mai există, nici sinagogele care le vedeți în spate. Și am... De asta ați spus atunci, a zis că una din sinagogi, cea mai mare. Una din sinagogi, care aia mai rămas. Celelalte, aici au fost trei, le-au demolat pe toate și două străzi au fost rase. Iată aici un peisaj general, da, de unde l-ați pictat și ce perspectivă. Toate perspectivele sunt luate din turnul episcopiei. Asta e înspre... grădina zoologică fostă și podul de lemn care era, deci imaginea e vechi. Așa, deasupra, acolo, Biserica Sfântul Gheorghe, dar nu, sunt o groază de clădiri pe care nu le mai recunosc, imaginea, nu sunt modificate, imaginea e din 1940, dintr-un film făcut de germani care erau în Roma, erau... Mi se pare asta o lecție vie de istorie și tot ceea ce ați făcut dumneavoastră. Și cum ați lucrat-o? După ce? Tot după o vedere? După o imagine. O imagine de pe care am luat-o, dacă mi-aduc bine aminte, de pe Facebook. Aha. Aici avem asta e tot din, imagine panoramică de unde-i? Tot din turnul episcopiei spre primărie. Uh-huh. Aici, dacă vă uitați, aici vedeți spitalul de boli infecțioase de peste care am trecut din spitalul de boli infecțioase, care vă spuneam că e imediat după Casa Cosmescu. Aici era fosta secția pompierilor, iar aici este actualul hotel roman. Da. Sus acolo? Sus acolo e o intrare înspre piață. E tot de la 1940. A, de asta, nu. Tot de la 1940 și eu știu și cine a locuit cu actuala clădirea sinagogii, care este și acum lângă piață. Dar clădirile din fața ei nu mai nu sunt. Nu mai sunt. Aici are o vedere... Aici are tot o perspectivă de înspre Smirodava și biserica Sfântul Gheorghe. Iar aici Casa Iliescu, în alt unghi, nu? Dar ce e asta? Nu, asta e strada Principatelii Unitii, care a fost demolată complet, aici pe dreapta, o să vedeți în imediat, aici pe dreapta mai rezistă acum Baia Comunală, clădirea Băii Comunale, în rest, aici, în locul clădirilor, sunt blocurile de la intrarea în oraș. Așa, ne apropiem iarăși de un tablou, de o panoramă. Da, tot din turnul episcopiei, spre sinagogi, spre Spitalul Roman, iar aici spitalul era... Vechi. Spitalul vechi. Iar aici era locuința mea, ca vedeți că am dat tot întâi de verde. Așa. Mai în colțul acesta, ce clădire avem? Asta e colțul cu strada mea. E strada copilăriei mele, să spun. Pe unde mă jucam și pe unde treceam zilnic. Ce stradă este acesta? Serge Mușat. Aha, Serge. Era colț cu... Sfântul, vedeți că e aceeași clădire. Aici era administrația evreiască. Uh-huh. Acolo veneau... Știu că de acolo se împărțea Pasca. Așa. Și alături? Curtea pe casei personale. Asta e tot curtea, dar văzut de sus, înspre Baia Comunală. Asta e casa care mi-a fost demolată. Și sus un peisaj de iarnă. Dar e tot casa. Aveam 4-5 ani, deci până la 1960 aproape.
cu colțul casei mele, casele vecinii, iar aici era azilul de bătrâni, o clădire care la fel a fost demolată complet și era foarte bună, rezistentă și... Aici? Aici era baia comunală, cu aceeași stradă, cu Principatele Unite, cum v-am spus, cum arăta în unghiul ăsta. În ce an era asta? Tot prin 70, cam așa, prin anii 70. Și jos aici? Sinagogile care au dispărut. Și mai avem au fost aici. Demolate. Asta e strada mea, cu aici sus, este grădinița care ați văzut-o, unde am fost eu. Casa unde m-am născut și am copilărit. Mi-a plăcut mai mult așa într-un peisaj de iarnă. Asta e baia comunală, perspectivă de pe acoperișul casei mele, care încă nu se demolase. Asta... vedeți că toată strada a dispărut, urma și casa mea s-a dat jos și imediat după aia s-au dat și cele trei clădiri ale... Și aici, iar aici ce a rămas în urmă, după, sunt blocurile de pe intrarea în oraș Roma-Mușa, și tot din locul unde a fost casa mea am făcut o fotografie ca să imortalizez ce rămăsese în urmă.